Băile Herculane, în orașul Băile Herculane, este o formațiune de pompieri civili care nu participă la nicio acțiune pentru stingerea incendiilor, primarul spunând că ei sunt preventivi. Le-o dată locuință în patrimoniul național. În loc să țină la această locuință unde doarme, se uită la televizor, că pentru altceva nu face acolo, o spăla cu furtunele pe jos, s-a infiltrat apa în pereți, grinzele au putrezit, s-a prăbușit la 4 dimineața, că dacă era ziua, îmi prindea doi nepoței pe hol unde se jucau. Ați auzit o bubuitură? Cum a fost acel moment? Foarte puternică. Chiar erau cu mamele lor acolo, s-au speriat, bineînțeles, la 4 dimineața. Acest bărbat tună și fulgeră. Are o casă de vacanță în Băile Herculane, acolo unde spune că vecinii îl terorizează. După spusele bărbatului, vecinii ar face gălăgie, ar înjura în curtea comună și practic omul nu se poate odihni când merge la casa de vacanță. Ultima ispravă a vecinilor, susține bărbatul, a făcut ca o bucată din tavan să se prăbușească chiar în fața ușii lui. Acesta spune că vecinii au spălat pe jos direct cu furtunul. Ei, după aia au venit, au stat vreo două săptămâni moluzul ăla acolo, nu l-a scos nimeni afară, până tot insistent la primărie, într-o timp a venit și l-a scos de acolo afară și acum sare, că tot acolo stau, sare peste niște scânduri, că-s gata de prăbușit. Și cu tot că scânduri se prăbușesc acum. Bărbatul spune că patrimoniul național se distruge chiar sub ochii lui neputincioși și nimeni nu face nimic. Face multă gălăgie, lui. E un dezastru ce se întâmplă în curtea aia. Mai mult, ei se dau patronii aceiași, acelei curți, unde stau ăștia și nu lasă să vină pe niciunul. Dacă intră cineva către pompieri, îi lăsați mașina, dați mașina afară să vezi, Doamne, că îi pleacă în acțiune. Bărbatul trage un semnal de alarmă către autoritățile din orașul Băile Herculane să facă ceva, întrucât, spune acesta, pe lângă nervii lui, se distruge și patrimoniul național.